Slăvit să fie Domnul! Socotesc că este bine și frumos cu toții, că bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu sănătate, cu pace și cu liniște. Și suntem în după masa aceasta în casa de rugăciune, dorim cu toată biserica să ne unim inimile, să binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu. Pe Domnul Iisus Hristos, marele păstor al oilor și onorat și binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Dumnezeu să fie binecuvântat că până aici ne-a ajutat. Vreau să vă spun, indiferent ce eveniment avem în casa de rugăciune, în toate lucrurile trebuie să fie înălțat Dumnezeu. Nu mirile și mireasa, nu familia. În toate lucrurile îl înălțăm pe Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Aș vrea să spun celor doi că sunteți în ziua aceasta aici prima dată datorită lui Dumnezeu și apoi părinților care v-au primit să vă nașteți și v-au crescut în învățătura Domnului și în ziua aceasta faceți pasul acesta al căsătorii în casa lui Dumnezeu și asta e o binecuvântare. Dumnezeu să binecuvânteze părinții care v-au dus până aici. Dumnezeu să le răsplătească ostenelile cu viața veșnică. Fraților, aș vrea să vă spun că mântuirea nu se moștenește din tată în fiu. Că dacă ar fi așa, ar fi simplu. Dacă tata e mântuit, copiii sunt mântuiți. Nu, fraților? Fiecare trebuie să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu. Când știi să deosebească stânga de dreapta. De-aia Dumnezeu să binecuvânteze toți tinerii de la Betel, să trăiască o viață de pocăință. Dacă vreți binecuvântare la căsătorie, aș vrea să vă spun că binecuvântarea de la căsătorie nu se capătă aici, se capătă până aici. Cât de pocăit ai fost, cât de mult ai ascultat pe tata și pe mama, Pavel scria Efesenilor în capitolul 6, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri că ce este drept, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, e cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să trăiești mulți ani și fericiți și să ai binecuvântare la căsătorie. Dumnezeu să fie binecuvântat. Tăteți legate una de alta. Faptul cum trăiește tânărul până aici, îl face pe Dumnezeu în ziua anunții. Să se coboare și să lasă binecuvântarea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze pe Silviu și pe Bianca. Veniți din două familii numeroase. Dumnezeu să vă binecuvânteze să primiți copii. Ați primiți copii? Cu voi vorbesc. O să primiți copii? Domnul să vă binecuvânteze. Poate v-am luat cantare. Păi interesant, vezi, păstor, vine din 12 copii și el are numai 2. Bă, care nu au avut minte? Tatăl Orion. Fraților, noi avem datoria să predicăm Evanghelia așa cum este. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu care a instituit familia. Prima poruncă, știți care a fost? Creșteți, emulțiți-vă și... Blăspământul, ni se pare că asta e cea mai mare problemă. Cea mai mare ispită după căsătoriți copiii, că vin învățătorii falși și zice, lasă, faci alea de casuță, să treci vă doi bani. Dumnezeu să vă binecuvânteze să primiți copiii că sunt moștenirii de la Domnul. Acum mă bag o leacântesc, că n-am mult 10 minute, o zis fratele. Mă, interesant, Dumnezeu a zis, nu este bine că omul să fie singur și după ce toate creații au fost gata, pus numii și cu popos zis, dar așa au fost, ultima din toată creația au făcut Eva, măi. Eva, cred că vineri seara, așa mai din sarate au fost făcute. Că ai scrie că tot au fost gata, că de era Eva, când l-a pus Adam nume, era mari probleme. Poate iar fi spus la vacă câini. Că Eva până nu sușește o leacă, nu-i sănătos. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea Lui,
a făcut toată lucrarea și apoi la urmă a făcut-o pe Eva. Și interesant, Eva nu a folosit din lut, oameni buni. Numai Adam a folosit din lut. Eva nu a mai făcut din lut. Eva a făcut din coasta lui Adam. Primul chirurg a fost Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Nu m-au trimis la omul peste Adam, a dormit Adam. Așa cum dorme și băiatul ăsta, mă. Silviu, mâine, păi mâine ai să te trezești. O leacă, ai să te trezești. Dumnezeu să binecuvânteze căsătoria de azi. Mă, interesant, că după operații, când s-a trezit Adam, o zis, aceasta este os din oasele mele și carne din carne mea, ea se va numi? N-o zis, domnișoară? N-o zis, domnișoară? Cam oia ăștia spune, fimbea, spartă-i batic, domnișoară, o zis, spartă-i batic. Eu zis, domnișoară, cumva? Eu așa sunt îndemnat să vorbesc câteva minute și mă opresc. Femei! Femeia e de cea de la 200 de grame până la 100 de ani. E parte femeia asta. Așa se zice Scriptura. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute să rămânem la cuvânt, fraților. Interesant, foarte interesant. De unde a știut Adam că e os din oasele lui și carne? Că el a dormit, mă. El a dormit. De unde a știut? Interesant. Și aici Scriptura spune că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Asta nu înseamnă să nu vă vizitați părinții. Atenție, Silviu și Bianca. Că am întâlnit de aici, după Castoriu, zis, tu n-ai scata la măta și tu n-ai scata la tată. Așa, fraților. Băi, băiat, Silviu și Bianca, voi trebuie să vă vizitați părinții. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze de fiecare dată când merg la tată și la mama să nu merg cu mâinile goale. Că ei s-au ostenit pentru tine, au muncit pentru tine, au investit bani pentru tine și în ziua aceasta ești aici în casa de rugăciune de fiecare dată când mergi la tată și la mama să le duci ceva. Măcar vă dau bomboane dacă ne duci, că la ăștia bătrâni îi plac bomboane. Să nu mergi cu mâinile goale, să cinstiți părinții. Aveți datorie în continuare să cinstiți părinții, Domnul să vă binecuvânteze. Nu înseamnă dacă din sor și masor, gata, cu mama nu mai am treabă și cu tatăl nu mai am, nu așa. Dumnezeu să vă binecuvânteze să cinstiți părinții și nu uitați că ei sunt părinții voștri, cât trăiți ei rămân părinții voștri. Dumnezeu să fie binecuvântat. Bă, și interesant, știi și nu mai fost la nunta asta? Cum să știți, fratele, aștii și nu mai fost? Au mai fost cineva, mă, la nuntă. La nunta asta care s-a citit. Prima nuntă care a făcut-o Dumnezeu. Nu știu cine a cântat. Nu știu cine a cântat. Nu scrie de cântare cine a cântat la nunta asta. Dar la nunta asta a mai fost prezent unul. Știți cine? Iisus, oameni buni. Iisus a fost prezent la prima nuntă, mă. Iisus a fost prezent la prima nuntă. Scrie Scriptura că s-a jucat pe rotocolul pământului și-și găsea plăcerea el. El înțelepciunea el. Tu ai fost făcută cea dintre ei, dintre lucrări. Că nu era nicio pulbere, că nu era nimic. Vorbea despre Iisus. Înțelepciunea a fost la nunta asta, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe aceștia doi. Nu știu dacă l-aș chema pe Iisus. L-aș chema pe Iisus la nuntă. Fraților, se pare că chemăm cântăreți, predicatori de elită, dacă se poate. Bă, zice, să vii așa la să predice. Bă, poți să-ți vii să-ți predici Pavel și Petru Apostol. Că de nu vine Iisus la nuntă, e zero, fraților. Cel ce aduce binecuvântarea în căsătoria Iisus, binecuvântat să fie numele Lui. Ce rezolvă problema crizei, El vine în familie și vine în casa ta să ocupe primul loc. Dumnezeu să fie bine, dar nu vine pe locul 2 sau 3. Dacă-l chemi, trebuie să dai primul loc. Dumnezeu să binecuvânteze, cred că am trecut. Nu m-am uitat la ceas. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe aceștia doi. Căsătoria nu-i joacă de copii. Avertisment. Ei, nu mi-are, stau un an și lăs și eu altă. Nici nu va treacă prin cap așa ceva.
Deja m-a intrat satana cu divorțul la Pentecostal, că nu a respectat Scriptura, de aia a avut portiță. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Silviu și Bianca, în casa voastră pe primul loc să fie Iisus, care rezolvă problemele de criză din viață, Dumnezeu să fie binecuvântat. Vă opresc, Dumnezeu să binecuvânteze părinții care au dus până aici. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe aceștia doi în drumul căsnicii, în casa voastră. Primul să fie Iisus, amin. După